Energia continuă să își întărească lotul, ținând cont că va participa pentru prima dată într-o competiție europeană. Cehul Cremen a semnat cu clubul gorjean și va evolua la Târgu Jiu, anunță site-ul eurobasket.ro. Basketbalistul evoluează pe poziția 4. Acesta a mai fost sub bagheta actualului tehnician de la Energia Rovinari, Antonis Constantinides, la Apoel Nicosia. De asemenea, la această echipă, Cremen a fost coleg cu americanul de la Energia, Porter Troop. De-a lungul sezonului petrecut în insula Afroditei, acesta a strâns o linie statistică de 11,7 puncte, 5,7 recuperări și 2,5 asisturi. În afară de Cremen, conducerea clubului a anunțat că cel puțin verbal s-a înțeles și cu vedetele Energiei, Porter Troop și Louis Darby, pentru a continua colaborarea cu Energia.